Salutare, dragi prieteni ai grădinii exotice! M-am apucat de niște experimente cu perioada de marcotaj la Smokin. De obicei încercam primăvară de vreme sau toamna, târziu. Acum încerc în toate perioadele, de câte ori văd un Smokin, eu știu pe unde sunt sălbatic sau la cineva în curte, rog să-mi dea o crânguță sau dacă e sălbatic, rup o crânguță fără a leza pomul. Aici, pe 1 mai 2020, 1 mai anul acesta, am recoltat de la un smochin din București, un smochin care era pe, nu știu cum să zic, pe o străduță, o casă părăsită undeva la poartă, un smochin, deci nu l-a îngrijit nimeni. Cum arăta locul în paragină, sigur nu l-a îngrijit nimeni de ani de zile. Și avea niște smochine cam așa, nu știu, cât o monedă de 50 de bani. Și am decis să iau acești patru lăstărei. Erau o creangă atârnată pe trotuar și am zis că ar fi excelent dacă aș lua de acolo fără să lezesc prea mult, chiar dacă era un smochin care nu aparținea, eu știu, nimănui sau era lăsat în paragină și m-am gândit că din moment ce rezistă iarna, acum dedesubt putea fi, presupun, o țeavă de apă caldă sau ceva și să-l ajute să reziste, dar în fine. Am luat acești patru lăstari, i-am pus în apă pe întâi, astăzi suntem în 7 mai, deci la o săptămână. Din ce văd, au început să dea rădăcini la nodulii de la internodulii, unde ar trebui să fie și mugurașii, dar acesta nu mai are muguraș, deci la noduli, internoduli, a început să dea rădăcini. Nu știu dacă se vede bine, ia să focalizăm. Rădăcini am focalizat un pic. Rădăcinile ar trebui într-o săptămână să înceapă să iasă, într-o săptămână, două să se dezvolte un picuț. O să mai pun apă. Nesperat de repede au ieșit, au început să iasă, adică sunt semne că vor să dea rădăcini. Aici e Vasilica Sica, la fel am luat din curte de la mine, de la cel mare pe care l-am mai pus în filmulețe. De 2 săptămâni, o crenguță pe care am tăiat-o că era înghețată. Era înghețat mai sus, eu am tăiat-o un pic mai lungă și butășelul acesta l-am pus în apă de 2 săptămâni și după cum se vede, conglomeratul acesta exact la nodul unde era și mugurașa a început să-i dea rădăcini. Acum să vedem cum se dezvoltă pe viitor. Vă țin la curent cu informațiile și îi vom pune în ghiveci imediat ce dau ceva rădăcini cât să le permită să se hrănească. Dar după cum se vede, acesta are și o frunzuliță. Este verde în capăt, foarte interesant că se poate prinde oricând. Mai am unii de înghiveci, tot marcotaje luate din Grecia de anul trecut, pe care o să-i plantez la grădină, cred că în 2-3 săptămâni. Ei sunt înghiveci acum, cred că ați văzut filmulețele. Și o să încerc să-i pun sub formă de cordon la nivelul solului, pentru a fi mai ușor de acoperit iarna. Toate cele bune, prieteni, să ne reauzim cu bine!